Salutare, dragi prieteni! Vă salut din nou, cum o fac de obicei. Astăzi încerc să vin cu ceva noutăți. După cum vedeți, și cadrul a rămas în casă. Nu am avut motivație să ies nicăieri, nu am avut nevoie de nimic. Dacă voi avea, voi ieși cu ușurință, fără probleme. Dar m-am decis să fac acest video, astfel încât are legătură cu un video ce a devenit un pic viral, și anume câteva știri mai vechi, dar care sunt relevante în această situație. Și anume, nu vreau să vorbesc prea mult, intrăm direct la subiect. Am descoperit pe internet că circulă acest video. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste, vale la pena rischiare. È un esperimento. Nu am să las video să meargă până la capăt. El are undeva la 2 minute 20. Este o știre difuzată de TGR, de televiziunea italiană, și în speță Rai 3, anume publicat în data de 16 noiembrie 2015. Atenție! Deci, practic, acum 5 ani. Nu am să public acest video, nu vreau să am probleme din punct de vedere de copyright, nu vreau să am probleme cu YouTube-ul să-mi șteargă sau să-mi blocheze cumva contul de YouTube, așa că acest video am să încerc să vă las link-ul în descrierea videoului și am să vă explic și anume cum îl găsiți. Am băgat de seamă că mulți dintre voi nu știu să descopere descrierea unor videouri și rubrica de comentarii, dar o să vă explic la sfârșit aceste treburi. Am să vă las, cum am zis, link-ul în descriere, iar eu am încercat să fac cât de cât o traducere la tot conținutul acestui video, astfel încât vă voi citi de aici exact traducerea de la acest video. Asta, bineînțeles, fiind valabil pentru persoanele care sunt în România sau persoanele care nu înțeleg italiană și ar vrea cu înțelegere să știe și ei despre ce se discută și despre ce ar fi vorba. Bineînțeles, treaba asta nu este valabilă și pentru persoane care vă aflați în Italia sau ați ajuns în România acum în perioada de pandemie sau de prostie, mai bine zis. Am să intru direct și am să citesc, după cum vedeți. Eu mi-am scos toate notițele pe un caiet, am făcut traducerea cât se poate de originală, cuvânt cu cuvânt. Am să vă citesc de aici, din caietul unde mi-am notat această traducere, dar vă recomand ca întâi să vedeți clipul în întregime, deci când postez videoul, voi intrați întâi în rubrica de detalii de la video, am să vă arăt la sfârșit, clicați pe video, e bine să-l vedeți în original, această știre nu este un fake, nu este o vrăjeală, este cât se poate de reală, publicată la o televiziune foarte bine cunoscută și în speță, cum am zis, Rai 3. E bine să vedeți întâi videoul, iar după care vă reîntoarceți pe canal și urmăriți întreg videoul ca să înțelegeți traducerea acestui video. Hai să începem. Și spune așa prezentatorul care intră la această emisiune, se tratează de emisiunea Leonardo, nu mai știu acum în prezent dacă se mai difuzează această emisiune, se chema Leonardo, din data de 16 noiembrie 2015. 15. E un experiment ce preocupă mulți oameni de știință, declară acest prezentator de emisiune. După care începe să povestească introducerea acestui conținut. Și spune așa: un grup de cercetători chinezi implantează o proteină obținută de la lilieci, atenție, în interiorul unui virus ce face parte din gama SARS, și anume o pneumonie acută obținută de la șoareci,
Știți bine că în laboratoare îi folosesc tot felul de șoareci, lileci și tot felul de animăluțe de talie mică pentru experimente și pentru a verifica anumiți virus, dar nu în ultimul rând și a încrucișa anumiți virus, ceea ce s-a întâmplat și acum. Deci introduc această proteină luată de la lileci în interiorul unui virus din gama SARS, am zis, și anume o pneumonie acută obținută de la șoareci, din care, din această încrucișare, rezultă un supervirus, chiar așa este și numit în video respectiv, ce poate ataca și omul. Evident că acest experiment rămâne închis în interiorul laboratorului, făcând doar motivul studiilor. Dar întrebarea devine cam așa. Merită acest risc pentru a crea o amenințare așa mare, doar pentru cauze de examinare? După care, acest prezentator al emisiunii respective face legătura a unaltui, să zic, coprezentator, Maurizio Menecuce, îi dă legătura, cum se face și la noi în televiziune, îi redă legătura și începe să argumenteze detaliat această poveste care pare a fi chiar reală. Și declară așa acest Maurizio. Într-adevăr, este vorba de un grup de savanți chinezi care au reușit să dezvolte o chimeră, această chimeră fiind un organism modificat genetic. Implantând acea proteină superficială de coronavirus descoperit la lilieci, o specie comună pentru astfel de virus, la lilieci se poate descoperi acest coronavirus, îl introduce într-un virus SARS, și anume cel de la șoareci, ce provoacă o pneumonie acută, dar nu în formă mortală asupra șoarecelui. Atenție! Deci o introduce, dar nu la șoareci se pare că nu provoacă moartea acestora. Acesta a devenit suspect, această proteină în sine, marcând faptul că acest hibrid, ce a naștere din încrucișarea acestor virus, ceea ce l-au numit ei supervirus, era potrivit pentru a lovi omul. Iar experimentul a demonstrat și confirmat acest lucru, acest hibrid care a luat naștere din încrucișarea a două virusuri. E vorba despre molecula supranumită SHCO14, acesta fiind codul care a luat naștere din această încrucișare, un virus ce permite coronavirusului să se agațe de celulele noastre respiratorii, cauzând sindromul și ducând astfel la moartea pacienților. Bineînțeles, moartea pacienților și cei care au anumite patologii în urmă, bineînțeles, nu rezistă la acest virus. Potrivit cercetătorilor, acest organism în formă originală, conform inginerilor, poate contamina omul în direct de la lilieci, fără să mai treacă la altă specie intermediară, cum ar fi șoarecele. Deci, omul poate contacta de la lilieci în mod direct, fără ca să mai treacă prin, cum ar fi șoarece, o poate contacta direct și se poate infecta. Acum, nu știu prin ce metode, doar să zic ca și exemplu, dacă omul ar călca în rahat sau în experimente de lilieci sau probabil de lichide, unde s-a pișat leleacul, ca să zic așa, este modul de transmitere a acestor virus pe calea aerului și devine viral. Deci fără să mai treacă la șoareci, se poate transmite la om, cel puțin așa declară ei din experimentele care le-au făcut până acum. Și de aici se ridică multe semne de întrebare și controverse. Chiar cu un an în urmă, asta însemnând în 2014, cu un an în urmă, guvernul american suspendă finanțarea cercetărilor ce urmau să se întoarcă acești virus contaminanți.
Deci americanii au oprit cumva finanțarea acestor studii și nu au mai dat voie ca să se meargă mai departe, deși probabil cred că a simțit undeva pericolul și din această cauză a oprit finanțarea acestor studii. Însă chinezii nu au oprit munca, au mers mai departe pentru că deja virusul era deja într-o fază avansată. Deci acest studiu, cât l-au făcut ei încrucișat acolo, a ajuns într-o fază avansată de studiu și ei au mers mai departe, chiar dacă americanii au oprit finanțarea acestor cercetări. La chinezi nu li s-a părut așa periculos acest experiment. Potrivit unor părți din întreaga lume științifică, declară că chiar nu este. Nu și-au dat seama la momentul respectiv cât anume ar fi de periculos. Pentru că la momentul când se făcea acele teste, virusul nu a trecut, el era la început, nu avea cum să treacă atât de repede la om, deci ei nu văzuseră simptomele, nu au văzut rezultatele, cele care se întâmplă acum. Probabil dacă ar fi văzut, atunci ar fi trecut foarte repede la om și ar fi văzut rezultatele, ar fi luat cu totul o altă întorsătură. Dar se pare că nu a fost așa. Probabilitatea că virusul poate trece la specia umană ar fi irelevantă, ar fi declarat atunci, în 2015, acești cercetători. Deci probabilitatea că virusul poate trece la specia umană ar fi irelevantă în comparație cu beneficiile. E un experiment ce mulți experți nu reușesc să-l ducă la capăt. În primul rând, raportul dintre risc și beneficiu e dificil de evaluat. Apoi, în special, în aceste vremuri, e mai precaut să nu se pună în circulație organisme ce poate scăpa sau sunt deja scăpate de sub control în aceste laboratoare de experimente. Cam aceasta este declarația și tot conținutul ce este cuprins în acest video pe care îl veți vedea. Am să vă pun linkul în descriere. Am încercat să fac această traducere, după cum am zis, și este cel mai bine să vă prezint așa, din cauză, și sper eu să nu am probleme cu YouTube-ul, să-mi blocheze cumva aceste știri. Multe din aceste videouri au fost blocate pe Facebook, au fost chiar șterse, dar se pare câteva persoane și le-au salvat, chiar și eu acum mi le-am salvat cumva în telefon, după care le-am publicat chiar și pe profilul și pe pagina oficială de Facebook, Orlando Mar. Puteți merge acolo și mai vedeți câte ceva, câte un video ce-l mai postez chiar și în această perioadă. În altă ordine de idei, pe lângă pagina oficială Orlando Mar de Facebook, nu știu dacă câți din voi au băgat de seamă, mai am și alte pagini de Facebook care sunt tot ale mele, și anume Events of My Life, care are numele la fel ca și al canalului de YouTube, Marius Oficial, și a treia pagină, nu știu dacă este atât de relevantă. Am să intru aici și să vă arăt tot rândul de pagini. Events of My Life, Marius Oficial și Marius Oficial, sunt două cu Marius Oficial, ceea ce corespunde a paginei de Instagram. Dar acum haideți să vă arăt cum descoperiți descrierea videoului, pentru că din momentul în care am văzut numărul vizualizărilor crește foarte mult, m-am gândit că este imposibil ca măcar o persoană să nu dorească să comenteze ceva, să-mi adreseze vreo întrebare sau să-mi dea vreun sfat, vreo părere la comentarii. Și m-am gândit eu că foarte mulți dintre voi poate nu știți unde se găsește această rubrică de comentarii sau unde anume se poate vedea
când eu zic în descrierea canalului. Și anume am să vă arăt imediat. Și anume, de exemplu, eu acum mă aflu pe telefon, cum și mulți dintre voi faceți asta, pe telefon, clicați pe orice video, ar fi el pe orice canal de, după YouTube, clicați pe el, iar aici în partea dreaptă, am să pun pauză, aici în partea dreaptă există o săgețică mică, care dacă apăsați pe ea, mai vin anumite informații care le vedeți în partea de jos. Pentru că efectiv, la prima clicare sub orice video după YouTube, nu veți vedea aceste detalii. Ele sunt ascunse aici, pe această săgeată. După cum vedeți, ele se ascund foarte ușor. Va trebui să dați pe această săgețică mică care este în partea dreaptă și se desfășoară rubrica cu detalii. La video precedent am pus un link cu un astfel de video pe care am specificat să vă descurcați voi cumva să găsiți traducerea sau înțelegerea acestui video. De data aceasta m-am decis ca eu să fac traducerea, să o expun aici, în special pentru persoanele care nu înțeleg italiană sau sunt din România. Și acum mergem să vedem când eu explic în rubrica de comentarii. Poate mulți dintre voi se uită aici, dar unde e rubrica aia de comentarii și unde aș putea să scriu? Pentru că aici, sub orice video care îl vizionați pe YouTube, nu îl descoperiți. Va trebui să derulați mult în jos, foarte mult, chiar de tot. Iar când vedeți că se oprește și nu se mai duce pagina, în jos aici găsiți rubrica de comentarii, unde puteți comenta și trimiteți. La fel ca un tip chat. Este cum ați vorbit și pe Messenger sau pe WhatsApp sau știu eu ce alte pagini de socializare folosiți voi. Este același sistem, doar că se află în partea de jos a acestor video. Va trebui să rulați până jos și veți găsi rubrica de comentarii, unde puteți să înscrieți, adresa întrebări, păreri sau mai știu eu ce alte detalii vreți să știți. Probabil veți dori să îmi propuneți să fac un anumit video. Eu atunci găsesc comentariul aici și am să vin cu amănunte. Am făcut această precizare, după cum v-am zis, m-am gândit eu că mulți dintre voi nu le știu și zic, mă, haide să le arăt să fie toată treaba ok. Las-vă să audim. Cum am zis, linkul videoului original am să vi-l pun în descriere. Clicați pe acel link din descriere, vedeți întrucât videoul, cel care sunteți aici în Italia. Poate nu va fi cazul să vizionați tot videoul meu în întregime cu traducerea, dar în special persoanele care sunt în România și mă urmăresc pot vedea, după ce în prealabil văd video din linkul respectiv, se vor întoarce și vor vedea acest video până la capăt cu toată traducerea cap-coadă. Mi se par mie că sunt un pic câteva adevăruri care încep să ies la iveală, după cum știm, minciuna are picioare scurte, și au provocat acest mare tantam la nivel mondial, ca lumea să stea în casă, să nu știe nimic, să nu vadă nimic. Și mai presus decât atât, ne și sfătuiesc, nu vă uitați la televizor, nu mai luați în seamă, uitați-vă la altceva, uitați-vă la video, uitați-vă pe site-uri pentru adulți, chiar am văzut niște propuneri așa mai indecente, că mai bine vă uitați la filme pentru adulți decât să vă uitați la știri. Deci nu vrea ca omul să fie informat, în special în această perioadă când ne uităm cu toții mai mult la televizor din lipsă de ocupație, de plictiseală sau mai știu eu ce. Luați ca atare acest video ce l-am făcut public, dați-vă cu părerea, trageți o concluzie și hai să gândim cumva pozitiv sau negativ, depinde de fiecare persoană în parte cum înțelege
acest video. Eu am fost Marius, vă salut, iar până data viitoare vă doresc numai bine, sănătate multă oriunde ați fi, oriunde v-ați afla, spălați-vă pe mâini, conformați-vă legilor în vigoare, nu mai riscați să ieșiți aiurea din casă, să vă luați amenzi de nu știu cât, cu acei bani pe care îi dați la amenzi, vă va ajuta cu ușurință să ieșiți din acest impas. Nu suntem numai noi, suntem cu toții incluși în acest bol, așa că ne vom conforma cu toții, hai să fim uniți și să sperăm că toată perioada asta trece cât mai repede. Eu v-am lăsat aici, sper să vă bucure sau să vă placă acest video, această intervenție pe care am intenționat să o fac, așa că nu rămâne decât să vă urez vizionare plăcută și sănătate multă. Ciao, ciao!